Salutare, dragi oameni minunați! Este episodul 3 din Chirie versus Să ai proprietate. Eu vă recomand din tot sufletul, nu știu dacă și Andreea. Cu siguranță, din toată inima. Așa, dragilor, o să fie la sfârșitul înregistrării răspunsurile la comentariile minunate ale dumneavoastră. Acum am 3 exemple, oameni buni, pentru persoanele care doresc să-și cumpere apartament și recomandările mele, până să vă plătiți ratele, să fiți asigurat la întreaga valoare, la fel și bunurile. Vedeți ce s-a întâmplat în Turcia și plus că multe blocuri sunt construite defectuos. Pe repede înainte. Exact. Dacă vrei să intri și tu în cadru, dacă nu rămâi acolo. Acum. Da, Andreea, uita selfie stick-ul și filmez ca boschetari, țin cu mâna telefonul. Da. Bun, deci v-am spus că nu vă recomanda să stați în chirie, nici la dușmanii mei n-aș recomanda să stea în chirie, decât dacă ar sta nici la jumătate de chirie nu merită. Adică să aveți vreun prieten de n-are ce face cu apartamentul. Deci noi nu vă recomandăm să stați în chirie. Sub nicio formă, sub nicio formă. Și orice doriți, și o să vă răspund în alt video, să-mi scrieți în secțiunea de comentarii, oameni buni. Am 3 exemple de proprietari. O persoană care are vârsta de 45 de ani, care și-a făcut maxim acum câteva luni, a finalizat dosarul de credit, ea a plătit avans, dar până a ieșit intabularea și etc. a mai trecut cam un an și jumătate. Deci inițial trebuia avans 15%, până la urmă a fost 25% avans. Atenție, pentru că ea mai are o proprietate. V-am spus că are 45 de ani, nu s-a încadrat la programul de primă casă. Valoarea apartamentului cu două camere, 78.000 de euro. În funcție de bancă, îți dă credit doar până la 65 sau 75 de ani, dacă sunt persoane mai în vârstă, cum suntem noi. Rata inițială era 375 de euro pe lună, deci atenție, a luat doar pe 20 de ani, da? Iar acum, din cauza că au crescut roborul și etc., este 415 euro. Oricum, noi plătim 400 de euro pe un... Era să zic eu pe ce? Pe un jeg. Bun. Exemplu 2. Acum vă dăm două exemple de la doi prieteni de-ai mei care și-au făcut acum 10 ani. Deci doar cu 5% avans, 50.000 de euro, doar 200 de euro pe lună, fraților. L-a vândut după 7 ani. Unele bănci îți permit să le înstrăinezi după 5 ani. Deci între 5 și 7 ani după aia poți să-l vinzi. Deci el l-a luat cu 50.000, l-a vândut cu 50.000 după 7 ani. Gândiți-vă că era chiria minim 200 de euro. Deci 200 înseamnă 2400 pe an. În 7 ani, să zic, peste 15.000 de euro. Deci a scos și mobila care a fost pe gustul lui. Deci a scos totul gratis, oameni buni. Și ai stat în casa ta. Îți puneai tablou unde vrei, îți cumpărai ce colac de WC-ul vrei, îți cumpărai ce masă de călcat vrei, îți cumpărai ce frigider vrei, îți cumpărai ce pat vrei, îți cumpărai ce saltea vrei. Toate erau noi nouțe, ce aragaz, ce nu știu, ce mai vă trebuie vouă la doamne. Perdele. Da, uite, covorașe. Perdele, covorașe. Deci a fost băiat deștept față de mine, fraier, care noi am pierdut 20.000 de euro. Deci eu am pierdut, nu, de fapt, vreo 40.000 de euro. Și dacă vreți, vă spun de ce am pierdut. Dar asta e. Mai și pierzi că am câștigat o grămadă de bani. Asta e. După aia, al treilea exemplu. Garsonieră lângă Stadionul Național, 34.000 de euro a dat. Avans doar 2.000 de euro, deci 5%, sub un pic peste 5%, iar acum după 10 ani este 50.000 de euro, fraților.
rata e doar 150 de euro, actualmente a crescut cu 20%, e 185 de euro. Bun, acum răspunsurile la comentariile dumneavoastră. Pentru Joie, prietenul meu cu trenurile, a spus în primul rând de niște persoane cărora le intră în casă 8.000 de lei, adică 1.600 de euro și stau cu chirie. E o greșeală imensă pe care o fac. V-a zis, n-aș recomanda nici la dușmani. Și domnul Joia a mai spus de alt domn care stă modest în chirie pentru că strânge bani pe ban și își face casă. Sau, nu știu, își cumpără ceva sau își face... Bravo lui! Bun, foarte bine. După aia, Mr. George X4U și-a luat țeapă de multe ori și tot el, ia ține-mi un pic, tot el mai are aici un mesaj. A spus că în Germania se închiriază fără mobilă. Domnul Stoian Aurel a spus că salteaua e importantă. Irina Pace și Bucurie, care de fapt e Alina, o mămică din Germania, Alina Anais, a confirmat că este groaznică chiria, fraților. Ne spune despre animale de companie care au fost ținute în casă și casa îi pute. Dea Food, care, Food, de asemenea, care trăiește în Germania, a stat câțiva ani cu chirie. Da, în Germania, oricum, vă mai povestesc, avem aici un mare campion, Mr. George X4U, care și-a cumpărat proprietate în Germania și m-aș bucura să ne scrie un comentariu de rate pe câți ani etc., dacă vrea. Păi să ajut și eu? Telefonul să-l țin? Păi, dacă vrei să mă ajuți, bine, că eu nu mai pot să-l țin. Dă-mi. Sunt minus 2 grade, fraților, mi-a înghețat mâna. Azi. Bun. Iosif Berei a spus că este ca și noi pretențios la igienă, mâncare și somn. Și Alina Anais a spus la fel cu Germania, că se închiriază fără mobilă. Tot timpul scrieți pe hârtie reciclată, fraților, pe cartoane reciclate. Ia uitați. Da. Concediu de viață. Fratele meu, Ciru, a scris, chiar m-am distrat. Este totul logic și îți mulțumesc. Mulțumim. Petri Video a confirmat gândurile noastre. Avem un mare ascultător, îl cheamă Hater. Nu prea ne plac covoarele. Da, nu ne plac covoarele, iar saltea niciodată nu am cumpărat. Corect, niciodată nu am cumpărat și nouă nu ne plac covoarele, de fapt, da. La proprietar vreau să te anunț, domnul Hater, că nu lăsăm nici măcar un chibrit, că e al nostru, mai bine îl dăm la cineva. Uite, îl dăm la turci acum că au nevoie de chibrite. Nemesis, prietenul nostru de pe serverul de Discord. Cine are cont de Discord poate să-l cunoască pe domnul Nemesis, care a spus aprecieri pentru gândurile bune. Mulțumim. Domnul Dani este, să zic, cine poate fi prieten cu doctorul? Așa, Dani, că altfel nu pot să-i spun. De fapt, Dani, că nu pot să-i spun altfel, că el nu are poză la nickname. Adică Dani, cel care nu există fără poză, vreau să te anunț că eu stau la 6 km de Dorian Popa, tot în comuna Domnești, cu concediu pe viață. Dacă vrei să închiriezi lux, păi plătește nene. Tocmai de-aia, prietene, Ciru, să nu închiriați, fraților, lux. Îți cumperi și îți mobilezi lux pe banii tăi. Rămâne? Deci nu recomand. Îți rămâne al tău sau îl vinzi, oricum îl vinzi mult mai ușor un apartament de calitate. Tot domnul Ciru ne scrie de unde am luat salteaua de bumbac cu 50 de euro. Frate, e un top. E ca un fel de... Explică-i tu, puile, cum e. Ca un fel de husă. Are o bandă de elastic pe colțuri, unde o poți o prinde de salteaua, cea care nu-ți convine. Și chiar este uimitor că chiar acel plus de saltea chiar se simte. Adică nu. Da, este... ideea e câți centimetri are pâine. E ca un fel de semipernă, mult mai da, densă. Da.
Mă, frate, e ca o haină matlasată, frate, ca să înțelegi. E așa, da, da. Sau nu? Uh-huh. Capul foaică asta e, să ții minte. Da. Ea e groasă, dacă nu o strânge, subțire, da? Dar este foarte bună. Și dacă avem clipul cu noua casă, prietene, nu avem, că nu s-a săpat nici măcar un centimetru momentan. Îți spun eu de ce, acolo e un proiect mare, noi mai construim mai multe chestii. Acolo casa noastră e bomboana de pe... e bomboana, așa. Nicolae 95 e un om deștept, pentru că a stat doar un an cu chirie, fraților. Oh. Și mă bucur pentru tine. Tot respectul pentru distinsa doamnă cu comentariul fixat, deaconul Elena, suntem de acord cu tine, plus condoleanțe pentru fratele tău. Bun, da, iau ce frumos e, fraților. Uite, ai pomenit de frate și pentru uite. Voi la răsărit de soare, fraților. Lili Liliana este o ființă luminoasă și magică. Dragilor, asta e tot. Vă încurajăm, bineînțeles, cine vrea să dea like, să dați comentariu. Haideți să facem o lume mai bună. Și ia uitați, magia e lângă noi, mă, fraților. Da, superb. Magia e lângă noi, fraților. Hai, vă pupăm. Gânduri bune. Gânduri bune.